Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai înainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului său. Primul termen este precunoaște. Căci pe aceea pe care i-a precunoscut, acesta este cel mai important termen dintre cei cinci. Evident, prima mișcare în direcția noastră, în aplicarea planului și scopului lui Dumnezeu. În vederea răscumpărării, este stabilită și controlată de precunoașterea lui Dumnezeu. Este interesant de observat că cei mai mulți oameni nu par să înțeleagă aceasta. Ei cred că termenul special este predestinare, dar acesta este cel de-al doilea, nu primul. Precunoașterea vine întâi, așa cum se cuvine. Sensul real al cuvântului este a cunoaște dinainte. Precunoaștere. Trebuie să fim cât se poate de atenți însă la interpretarea termenului. Există cei care spun că el înseamnă pur și simplu că Dumnezeu este omniscient și cunoaște totul, că nu există nimic necunoscut pentru Dumnezeu. Și deoarece Dumnezeu este omniscient, în mod absolut necesar, El are preștiință. Dacă El cunoaște totul, dacă nu există timp în care Dumnezeu să nu fie trecut, prezent sau viitor, și dacă Dumnezeu cunoaște tot și orice lucru în același timp, atunci din unghiul nostru rezultă în mod evident că Dumnezeu cunoaște totul înainte să se întâmple. Astfel, că oamenii afirmă, prin urmare, că tot ce se are în vedere aici este că Dumnezeu, deoarece este Dumnezeu, cunoaște dinainte ce se va întâmpla. Apoi ei merg mai departe și spun că Dumnezeu știe dinainte că anumiți oameni vor crede Evanghelia și prin urmare i-a predestinat să fie asemenea chipului fiului său. Ei susțin că aceasta este tot ce înseamnă a precunoscut. Doar că Dumnezeu a știut dinainte cine erau acești oameni care vor crede în cursul timpului. Nu este dificil însă să arătăm caracterul complet inadecvat al unei astfel de explicații a acestui termen. În primul rând, pasajul nu spune că Dumnezeu a știut dinainte ce vor face anumite făpturi ale sale. El vorbește în întregime despre Dumnezeu și despre ce face el. Nu există aici nicio referință la ce am face sau nu tu, eu sau oricine altcineva. Toate afirmațiile au în vedere numai ce face Dumnezeu. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și glorificat. Pe aceea pe care El i-a precunoscut, El i-a predestinat. Și pe aceea pe care El i-a predestinat, El i-a și chemat. Și pe aceea pe care El i-a chemat, El i-a și justificat. Iar pe aceea pe care El i-a justificat, El i-a și glorificat. Este în întregime acțiunea lui Dumnezeu și a introduce ceva ce tu sau eu am putea sau nu să facem este complet nejustificat. Modul corect de abordare acestui cuvânt precunoaște este să observăm modul în care este el folosit de șapte ori în Noul Testament. În două rânduri, este folosit cu privire la precunoașterea omului și în celelalte cinci ocazii, inclusiv folosirea lui în textul nostru, este folosit cu privire la Dumnezeu însuși. Primul exemplu se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 23. Petru predică în ziua cinzecimii evreilor din Ierusalim și le spune despre Domnul Isus Hristos. Bărbați Israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu, înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Observați că expresia este cuplată cu sfatul hotărât care transmite același sens cu termenul predestinare din textul nostru. Sensul de precunoaștere din fapte 2, 23 este clar. Le spune Petru ascultătorilor săi, doar că Dumnezeu a știut din eternitate că Domnul Isus Hristos va fi răstignit, care ar fi rostul acestei afirmații? Absolut niciunul. Apostolul spune că Hristos a murit pe cruce deoarece Dumnezeu el trimisese la acea moarte. Era ceea ce plănuise Dumnezeu. Voi ați făcut-o în adevăr, spune el de fapt, și ați folosit oameni răi ca să o facă, dar sfatul hotărât și precunoașterea lui Dumnezeu au făcut să aibă loc răstignirea. Aceeași afirmație se repetă în capitolul 4 din fapte. Cuvântul efectiv precunoaștere nu este folosit acolo, dar, e, dar este prezentă aceeași idee. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Oamenii aceștia au dus pur și simplu la îndeplinire, în ultima instanță, decizia și hotărârea lui Dumnezeu. Ei făceau tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Cu alte cuvinte, Învățătura clară este că moartea Domnului Iisus Hristos a fost planificată de Dumnezeu înainte de întemeirea Lumii. Moartea lui nu a fost un accident, o tragedie. El a venit în lume ca să moară. El a venit ca să guste moartea pentru toți. El a venit să fie mielul lui Dumnezeu. Și așa afirmă Biblia chestiunea. Toate s-au întâmplat după sfatul hotărât și precunoașterea lui Dumnezeu. Așadar. Precunoaștere înseamnă. Prerânduire. Cei doi termeni merg împreună. Este interesant de observat diferitele traduceri ale textului din Fapte 2:23. New English Bible, noua Biblie englezească, îl formulează astfel. El fusese dat pentru voi după voia și planul deliberate ale lui Dumnezeu. O altă traducere sună astfel dat după cursul predestinat al scopului deliberat al lui Dumnezeu. Nu uitați niciodată când citiți versetul că termenul hotărât guvernează sfatul și precunoașterea. Era sfatul hotărât, era precunoașterea hotărâtă. Afirmația înseamnă prin urmare nu doar că Dumnezeu avea cunoașterea faptului că atunci când El și-a trimis Fiul în lume, oamenii îl vor omorâ, ci înseamnă infinit mai mult, slavă Domnului! Înseamnă că el a trimis ca să îi se, intent... se întâmple aceasta, căci dacă nu îi se întâmpla aceasta, nu ar exista nicio mântuire pentru oamenii păcătoși. Modul lui Dumnezeu de a face mântuirea posibilă este să pună cuvin... păcatele noastre asupra fiului său și să le pedepsească în el. El devine mielul lui Dumnezeu, junghiat de la întemeirea lumii. Cea de-a doua apariție a termenului se găsește aici în Romani 8,29. Iar cea de-a treia este de asemenea în Epistola către Romani, capitolul 11, versetul 2. În capitolul 11, Pavel se ocupă de situația evreilor. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din semenția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Există în mod sigur un singur sens posibil a acestei afirmații. Poate ea să însemne că Dumnezeu a cunoscut dinainte că ei aveau să cadă? Aceasta nu ar ajuta niciun fel argumentul Apostolului. El spune mai degrabă: Dumnezeu nu și-a lepădat poporul pe care l-a ales, pe care l-a rânduit dinainte. Acesta este argumentul întregului capitol. Nu numai că Dumnezeu a cunoscut anumite lucruri cu privire la ei și cu privire la anumite lucruri pe care ei le vor face. Argumentul lui Pavel este că e de neconceput ca Dumnezeu după ce și a ales poporul să-l lepede. Lucrul acesta pur și simplu nu se poate întâmpla. Acesta este argumentul și este același cuvânt pe care îl găsim în Roman 8, 29 și exact același argument. Cea de patra apariție a cuvântului este în prima epistolă a lui Petru capitolul 1 versetul 2, unde scriind străinilor împrăștiați, apostolul spune: "Către aleși, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite." El le spune acestor străini că deoarece sunt creștini, anumite lucruri sunt în mod inevitabil Adevărate cu privire la ei. Ei au fost aleși cum? După știința mai dinainte, precunoașterea a lui Dumnezeu. Traducerea din New English Bible spune în mod corect, aleși din vechime, în planul lui Dumnezeu Tatăl. Precunoașterea este implicită în plan, că El are în plan să mântuiască anumiți oameni pe care ulterior i-a chemat. Versiunea standard revizuită folosește cuvântul destinat în loc de precunoaștere. Ultima apariție a cuvântului se găsește în 1 Petru 1 cu 20. Apostolul se ocupă de modul în care am fost mântuiți. Așa că el spune în versetul 19 că am fost mântuiți cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost prerânduit mai înainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu. Citesc din versiunea autorizată. Traducătorii versiunii autorizate sunt uneori inconsecvenți. În această afirmație în din 1 Petru, capitolul 1, ei traduc foarte corect cu prerânduit. Și la fel ar trebui să traducă în toate celelalte părți. Ei au tradus astfel acolo, deoarece este evident că textul nu putea însemna altceva. Petru scrie despre Hristos ca despre mielul fără cusuri și fără prihană. El a fost prerânduit ca mielul lui Dumnezeu mai înainte de temerea lumii. Aceasta nu poate însemna că Dumnezeu, deoarece cunoaște totul, a știut înainte de temerea lumii că fiul său avea să devină mielul lui Dumnezeu. Realitatea este că Dumnezeu este cel care l-a făcut mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care l-a prerânduit la aceasta. El l-a cunoscut în sensul că l-a pus deoparte în mod special pentru acea lucrare. Cu alte cuvinte, există un singur sens și o singură semnificație pentru precunoaștere și aceasta este prerânduire. Este interesant de constatat, după consultarea diferitelor traduceri, că oricât de mult diferă traducătorii cu privire la celelalte patru situații în care se folosește acest cuvânt, ei sunt cu toții unanimi în privința acestei folosiri finale. De pildă, New English Bible spune, el a fost predestinat înainte de întemerea lumii. Predestinat înainte de temerea lumii și arătat la sfârșitul vremurilor faptul că el avea să fie mielul lui Dumnezeu a fost stabilit și decis înainte de întemerea lumii, dar a fost făcut descoperit numai în timpurile istorice. Acesta este contrastul. În versiunea standard revizuită citim, el a fost destinat înainte de întemerea lumii. Weymouth spune, el a fost predestinat. Cu toții cad de acord cu privire la această chestiune, deoarece este atât de clar și evident că acest cuvânt nu poate însemna nimic altceva. Dar putem merge și mai departe. Acest cuvânt a cunoaște, așa cum este folosit în Biblie cu privire la relația lui Dumnezeu cu ființele umane, are întotdeauna un sens foarte special. El nu poate însemna numai cunoașterea, care este în mod inevitabil o parte a omniștienței, deoarece dacă ar fi așa, ar trebui să spunem că Dumnezeu îi cunoaște pe toți oamenii, că nu există niciun individ pe care Dumnezeu să nu-l cunoască. Și aceasta de la întemerea lumii și în orice privință. Așadar, aici, în contextul din Romani 8, 29, el nu poate însemna doar că Dumnezeu cunoaște dinainte ce vor face într-o zi acești oameni credincioși, deoarece el cunoaște aceasta despre fiecare. Dar aici apostolul scrie numai cu privire la anumiți oameni speciali, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul său. Există în mod evident ceva special cu privire la ei. Când citim în scriptură că Dumnezeu cunoaște pe cineva sau anumiți oameni, aceasta înseamnă că El este special interesat de ei, că El și-a îndreptat dragostea asupra lor, că El plănuiește și și-a planificat anumite lucruri cu privire la ei. Afirmația clasică referitoare la aceasta se găsește în cartea Profetului Amos, capitolul 3, versetul 2. Dumnezeu spune copiilor lui Israel: Eu v-am ales, sau v-am cunoscut, numai pe voi dintre toate familiile pământului. De aceea, vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. În mod evident, Dumnezeu cunoaște sub aspectul cunoașterii pure fiecare familie de pe pământ. Dar el spune că, deoarece i-a cunoscut numai pe ei, îi va pedepsi pentru nelegiuirile lor. În mod clar, nu înseamnă doar că el știe despre ei și știe ce vor face sau nu vor face. Aceasta înseamnă numai voi v-am dat o atenție specială. Numai pe voi v-am ales ca popor al meu. Numai spre voi mi-am îndreptat inima și v-am acordat un tratament special. Tu singur. De aceea am să te pedepsesc într o manieră excepțională. O paralelă sub aspect negativ se găsește, se găsește în Matei 7, versetul 23. La sfârșitul predicii de pe munte, Domnul nostru spune: Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele tău, n-am scos noi draci în numele tău și n-am făcut noi multe minuni în numele tău. Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dacă acel cunoscut este doar o chestiune de cunoaștere. În sensul omniscienței și preștiinței, afirmația nu are niciun sens și nicio semnificație. Dar când el spune, niciodată nu v-am cunoscut, el vrea să spună, niciodată nu mi-ați aparținut. Nu ați fost niciodată poporul meu. Nu ați fost niciodată în această relație specială cu mine. Nu am fost niciodată special interesat de voi. Este singurul sens imaginabil acolo. Și este sensul comun, atașat de acest termen cunoaștere. Așa cum este folosit în Biblie. O traducere care exprimă clar această chestiune cu privire la Romani 8:29 este cea a unui american, Charles Williams, care îl redă astfel: Căci cei spre care și-a îndreptat inima mai înainte, el i-a și predestinat să fie conform chipului fiului său. Traducătorul arată la o notă de subsol care este în aparență simplul adevăr dintr-un punct de vedere pur academic, că traducerea lui transmite sensul care este întotdeauna atașat în septuaginta, acestui cuvânt tradus ca precunoaștere. În mod invariabil, spune el, în septuaginta, nuanța acordată cuvântului este cei spre care Dumnezeu și-a îndreptat inima mai dinainte. Spre marea mea curiozitate, descoper că Până și Dr. James Moffat, care respinge doctrina, și Dr. Charles Dodd, care de asemenea respinge doctrina, au trebuit să traducă în felul următor. El a declarat din vechime că cei pe care el i-a predestinat vor împărtăși asemănarea fiului său. Și ei continuă traducerea în mod foarte consecvent în capitolul 11, versetul 2 și în 1 Petru 1 cu 2 și în 1 Petru 1 cu 20. Trag concluzia că sensul termenului precunoaștere corespunde cu ceea ce descoperim că spune Dumnezeu copiilor lui Israel în Deuteronomul 7 cu 7. Nu doar pentru că voi întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi, ci vă ales căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Aceeași idee este exprimată în Ieremia 31:3. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea te-am atras cu bunătate. Traducere literală din engleză. El i-a atras pentru că i-a iubit cu o iubire veșnică. Nu era nimic în ei care să provoace atragerea. Iubirea lui veșnică este singura explicație. Aici este așadar învățătura consecventă al Bibliei, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Precunoaștere transmite sensul îndreptării dragostei lui Dumnezeu spre copiii lui pentru care a rânduit și a stabilit anumite lucruri. De fapt, Există o deosebire foarte mică între precunoaștere și predestinare. Prin urmare, găsim aproape invariabil aceste cuvinte împreună, așa cum am văzut în fapte 2:23. Și aici și în alte locuri, nuanța deosebirii de sens este că Dumnezeu își îndreapte întâi de toate inima spre acești oameni și apoi, imediat, deoarece este Dumnezeu, El hotărăște să facă anumite lucruri pentru ei. Aceasta ne conduce la sensul termenului predestinare, dar precunoaștere este primul cuvânt crucial, absolut important, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte sau precunoscut. În planul său, i-a și hotărât mai dinainte, i-a predestinat să fie asemenea chipului fiului său. Dumnezeu să ne dea harul să medităm serios și solemn și iubitor la acest cuvânt măreț. Ce ne spune el este că dacă tu și cu mine suntem iubitori de Dumnezeu, dacă suntem chemați după planul său, este pentru că el ne-a cunoscut înainte de întemeirea lumii. Nu doar înainte să ne naștem, ci înainte de întemeirea lumii. El ne-a cunoscut și a decis și a hotărât aceste lucruri cu privire la noi. Poți concepe vreun temei mai măreț pentru siguranță? Dar această cunoaștere nu încurajează lenevia și nu ne duce la antinomianism. Căci ce ne spune ea este că Dumnezeu ne-a cunoscut în felul acesta și a hotărât în eternitate ca tu și cu mine să fim făcuți asemenea chipului Fiului Său, eliberați complet de păcat și glorificați în final.